Slujba de beatificare a episcopului martir Anton Durcovici se desfășoară după ritualul cunoscut în Biserica Catolică. Are în plus momentele de proclamare a fericitului Anton Durcovici. Sfânta liturghie de beatificare are în această ocazie în centrul ei tocmai citirea scrisorii apostolice din partea Sfântului Părinte, prin care Anton Durcovici este proclamat fericit, adică îi sunt recunoscute meritele, viața, este recunoscută viața martirică. Cardinalul Angelo Amato va oficia beatificarea în prima parte a slujbei. Din acel moment, imaginea cu episcopul martir devine icoană pentru cultul public diecezan. Se va dezveli și icoana fericitului Anton Durcovici și se va aduce în procesiune testamentul episcopului Anton Durcovici, care va fi pus la loc de cinste și va aminti de legătura, iată, pe care o vom avea cu episcopul Anton Durcovici. Noi nu avem rămășițele lui trupești ale episcopului Anton Durcovici și se va oferi, iată, acest manuscris al testamentului. La slujba de sâmbătă sunt așteptați peste 20.000 de participanți.